Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Peste 200 de pacienți infectați cu virusul COVID-19 se află în stare gravă, iar 15 sunt intubați. Informațiile actualizate au fost prezentate de Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul briefingului de dimineață. Viorica Dumbrăveanu a mai precizat că 101 de persoane au fost externate. Astfel, numărul total al celor care au învins virusul periculos a ajuns la 661, printre care și 27 de femei însărcinate. Pe teritoriul țării au fost înregistrate și 77 de decese din cauza coronavirusului. La momentul actual în țară avem înregistrate 2778 de cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, total teste primar procesate 12.899. Ceea ce ține de starea de sănătate a pacienților care sunt internați în instituțiile spitalicești, avem astăzi intubate 15 persoane, o persoană sunt la Institutul de Medicină Urgentă și 7 sunt la Spitalul Clinic Republican. Avem în stare gravă în continuare 218 pacienți, gravitate medie 535, în rest este vorba despre persoanele care sunt în stare satisfăcătoare. Totodată vreau să menționez că la momentul actual sunt internate 11 gravide, o precizare. Din 11 gravide care rămân în sistemul spitalicesc, dar au fost externate de tot, deci 27 de gravide. Pe parcursul zilei de ieri au fost externate 101 persoane, este o cifră care se memorează. Putem menționa că avem un rezultat de 661 de persoane care au fost tratate. Oficiile poștale din capitală au fost luate cu asalt de către vârstnici. Zeci de pensionari au făcut cozi pentru a achita diferite facturi. Nu primești nimeni bani, nimic. Nu va servi ce comunale. Bine? Okay. Pensii au fost dus acasă. Ei nu primesc pensii. Ei uitați-vă tot asistență în mână. De astăzi, oficiile poștale din țară și-au deschis larg ușile pentru clienți. În aceste condiții, oamenii s-au grăbit să-și achite facturile. Asta deși anterior autoritățile au declarat că nimeni nu va fi amendat pentru întârzieri la plata serviciilor, iar perioada de achitare a fost amânată pentru luna iunie. Oamenii au încercat să mențină distanța socială, astfel că cozile s-au întins pe 10 de metri. Nu toți oamenii însă purtau măști și mănuși de protecție, iar în poștă erau lăsați să intre câte 2-3 persoane. Plimbările prin parcuri sunt strict interzise. O spun oamenii legii, chiar dacă președintele Igor Dodon a declarat anterior că la noi nu este interzis să ieși în parc. Polițiștii au decis să vină cu aceste precizări, deoarece pe timp de carantină, tot mai mulți oameni încalcă restricțiile și se plimbă în locurile publice. Poliția Capitalei a făcut public și un incident în care o familie care se plimba prin parc și a refuzat să se legitimeze a fost amendată cu suma totală de 45.000 de lei. Din video se vede că familia care se plimba printr-un parc din sectorul botanic al capitalei a ignorat restricțiile impuse de autorități pe perioada stării de urgență, iar atunci când angajații inspectoratului de poliție botanică i-au atenționat că plimbările sunt interzise, cuplul a refuzat să se conformeze. Mai mult decât atât, nu au prezentat niciun act de identitate, deși autoritățile au menționat anterior că fiecare cetățean care iese din casă trebuie să dețină un document. Предъявите ваши документы. Что, не слышишь или не соображаешь? Ты сказал, нет у меня документа. Скажите имя, фамилия, имя, отчество. Ulterior, atunci când familia a fost invitată la poliție, cei doi soți au refuzat categoric să meargă și s-a iscat un scandal între ei și oamenii legii. În final, bărbatul a fost reținut forțat. Momentul a fost filmat de către soția acestuia și plasat pe rețelele de socializare. Смотрите, что они сейчас делают. Смотрите, что вот они делают. Это нормально вообще? Мы просто гуляли по парку, и вот что они делают. Не бойся. Contactați de postul nostru de televiziune, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne ne-au declarat că cei doi soți au fost amendați. Ulterior, ambii au fost amendați conform articolului 76 prim, care presupune amenzi de la 22.500 lei până la 25.000.
Aceștia au mers în instanță pentru că nu au fost de acord cu amenda aplicată, dar instanța a menținut totuși decizia polițiștilor, fapt care dovedește încă o dată vinovăția acestora. Alina Zbancă a precizat că plimbările prin parcuri pe perioada stării de urgență sunt strict interzise. Să intersectezi o zonă publică sau să treci prin parc pentru că mergi la servici nu este interzis. Dar să te afli acolo mai mult timp este riscant și pentru familie și pentru alți oameni. Acțiunile oamenilor legii se bat însă cap în cap cu declarațiile președintelui Igor Dodon, care în data de 17 aprilie, în cadrul emisiunii sale Președintele Răspunde, a declarat că la noi nu este interzis să ieși în parc. Șeful statului a făcut această precizare fiind întrebat de o femeie dacă este permisă ieșirea din casă pentru a face sport sau activități fizice. Nu au fost interzise ieșirile din casă și exercițiile fizice nu au fost interzise. Au fost interzise grupuri mai mult de 3 persoane. Dar la noi nu interzise. Ieși în parc, ieși afară, nu nicio interzicere. Precizăm că la începutul săptămânii, o femeie locuitoare a sectorului botanic al capitalei, care a decis să iasă în parcul Valea Morilor din sectorul Buiucani ca să citească o carte, s-a ales cu o amendă de peste 11.000 de lei. Totodată, anterior, o bătrână care nu a respectat regimul de autoizolare la domiciliu și a ieșit la magazin a fost amendată cu 22.000 de lei. Noul coronavirus care a dat peste cap toată lumea a făcut aproape 90.000 de victime doar în 4 țări europene: Italia, Spania, Franța și Marea Britanie. Totuși, statele europene se pregătesc pentru relaxarea graduală a restricțiilor, iar China a raportat pentru a 6-a zi consecutiv 0 decese provocate de COVID-19. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că omenirea nu trebuie să se relaxeze, chiar dacă în unele țări numărul deceselor și cel al infectărilor sunt în scădere. Numai în Spania, coronavirusul a făcut aproape 22.000 de decese, iar premierul a cerut Parlamentului extinderea măsurilor de izolare până la jumătatea lunii mai. Iar premierul italian Giuseppe Conte anunță un plan de ridicare graduală a măsurilor de izolare începând cu 4 mai. Dar ar fi iresponsabil să deschidem totul deodată, a subliniat oficialul. În Franța, numărul salariaților din sectorul privat aflați în șomaj tehnic a ajuns la 10,2 milioane, dar perspectiva ridicării măsurilor de izolare începând cu 11 mai nu aduce un sentiment de ușurare printre francezi. Conform unui sondaj, 2/3 dintre ei se tem că nu este o idee bună. În Londra, rata infecțiilor este în scădere, dar numărul noilor cazuri din restul Regatului Unit rămâne ridicat. În China, în ultimile 24 de ore au fost depistate doar 10 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus și nu a fost înregistrat niciun deces. Datele oferite de autoritățile chineze sunt dificil de verificat. Numeroși observatori spun că Beijingul ascunde numărul real al cazurilor și deceselor. Guvernul chinez a respins acuzația statului american Missouri, care l-a acționat în judecată pentru că a ascuns gravitatea epidemiei de COVID-19. Conform plângerii, cei vizați sunt acuzați că au ascuns informații cruciale de la începutul pandemiei, au arestat avertizori de integritate și au negat natura extrem de contagioasă a noului coronavirus. Grupul parlamentar Pro-Moldova a contestat la Curtea Constituțională prevederile acordului de împrumut oferit de Federația Rusă. Iar în plenul Parlamentului, atât deputații grupului Pro-Moldova, cât și cei din fracțiunea PAS au cerut excluderea de pe ordinea de zi a proiectului. Potrivit lor, acordul este păgubos și este în detrimentul țării noastre. Totodată, membrii fracțiunii PAS au solicitat audierea ministrului Economiei și Infrastructurii Sergiu Pușcuța, dar și cel al Afacerilor Externe și Integrării Europene Oleg Țulea. Propunerile deputaților nu au fost însă susținute de majoritatea parlamentară. Considerăm că până când Curtea Constituțională nu se va examina pe fond asupra acestei sesizări, Parlamentul nu are dreptul să aprobe și să ratifice acest acord internațional. În caz contrar, va fi o gravă sfidare a Constituției, a legii și deja va fi posibil de nulitate deja din punct de vedere procedural. De ce vă rog frumos să nu vă grăbiți, deoarece sunt unele prevederi cel puțin discutabile, dacă nu chiar păguboase pentru interesele naționale. Noi considerăm că acest acord este unul păgubos
periculos. Acest acord, în varianta în care este acum, este în detrimentul intereselor Republicii Moldova și aduce mari prejudicii și imaginii și securitate. Noi dorim să-l invităm în Parlament pe domnul ministru al economiei, Sergiu Răilean, care să vină să ne prezinte o informație detaliată, care sunt acțiunile pe care le întreprinde ministerul pe care îl conduce, într-o susținere a sectorului privat, micilor afaceri, care sunt afectate grav de efectele pandemiei. Dezbaterile asupra creditului din Rusia continuă și la această oră în Parlament. Cu mai multe detalii la acest subiect vom reveni în edițiile ulterioare. Socialiștii și democrații nici nu vor să audă despre problemele moldovenilor reveniți acasă sau cei care și-au planificat să se întoarcă în țară. Declarația a fost făcută de deputatul din partea partidului Șor, Denis Ulanov, după ce la ședința de ieri a biroului permanent al Parlamentului, PSRM și PDM au refuzat să includă pe ordinea de zi a legislativului inițiativa partidului Șor privind reîntoarcerea benevolă a conaționalilor în țară. Potrivit lui Ulanov, deputații din coaliția de guvernare au invocat drept motiv că au făcut destule pentru diaspora. Deputatul partidului Șor, Denis Ulanov, care a propus includerea proiectului pe ordinea de zi a ședinței de mâine a Parlamentului, a declarat pentru postul nostru de televiziune că acest refuz venit din partea PSRM și PDM demască adevărata atitudine a guvernării față de diasporă. Parlamentarul a calificat această acțiune ca fiind nu doar irresponsabilă, dar chiar rea intenționată, întrucât argumentul majorității parlamentare a fost că s-a făcut destul pentru diasporă. Majoritatea parlamentară care are majoritate de voturi în biroul permanent al Parlamentului a votat împotrivă și a susținut că guvernul a făcut suficient pentru compatrioții noștri, fără a fi nevoie să ia în considerare urgent altceva. Ulanov a mai amintit de faptul că premierul Ion Chicu anterior a promis o strategie pentru a stimula revenirea cetățenilor moldoveni în țară, dar nu a făcut nimic în acest sens. Mai mult decât atât, guvernarea se opune și când este vorba de inițiativele altora, susține deputatul. Denis Ulanov a precizat că proiectul propus de fracțiunea partidului Șor prevede un șir de facilități, indemnizații și scutiri pentru moldovenii care decid să revină acasă. Încă o dată s-a constatat că majoritatea noastră de guvernare nu are voință politică și cel mai probabil nu mai poate fi. Prin urmare, în orice caz, nu ne oprim aici. Suntem siguri că proiectul de lege își va găsi drumul mai devreme sau mai târziu, iar la final vom obține majoritatea deputaților, astfel încât proiectul să fie votat. Contactat de postul nostru de televiziune, consilierul pe comunicare al prim-ministrului a refuzat să ne ofere un comentariu. N-am să comentez nimic din zona politică. Am încercat să luăm legătura cu deputații socialiști Grigore Novac și Vlad Batrâncea, care nu ne-au răspuns la telefon, iar Adrian Lebedinski a refuzat să comenteze declarațiile lui Denis Ulanov. Nu pot comentez ce îi scriu politicieni. Deputații democrați Vasile Bâtca și Dumitru Diacov la fel nu au fost de găsit la telefon pentru a ne oferi un comentariu. Primăria Capitalei nu permite construcția unui nou terminal la aeroport. Despre acest lucru anunță compania Avia Invest, care administrează aeroportul internațional Chișinău, într-un comunicat de presă, prin care informează că este în imposibilitatea de a începe proiectarea și construcția noului terminal de pasageri planificată pentru acest an. Potrivit companiei Avia Invest, documentele necesare și schița noii construcții au fost depuse la Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primăriei Municipiului Chișinău încă în data de 28 ianuarie. Municipalitatea a refuzat însă să elibereze certificatul de urbanism necesar pentru inițierea proiectării și construcției noului terminal. Decizia municipalității de a da aviz negativ solicitării concesionarului privind construcția noului terminal nu face altceva decât să completeze șirul de presiuni, inclusiv politice, cărora este supusă compania Avia Invest în ultimul an. Regretăm și faptul că prin astfel de decizii autoritățile lipsesc oamenii de mii de locuri de muncă. De cealaltă parte, viceprimarul Capitalei, Ilie Ceban, susține că primăria nu a refuzat, dar a condiționat eliberarea actelor. Condiționările sunt următoarele. 1. Urma să prezinte un acord din partea Agenției Proprietății Publice, care este proprietarul terenului.
Da? Deci ca să poți construi, trebuie să ai un acord din partea proprietarului. Ceea ce ei nu au prezentat. Asta e unul. Doi, conform schiței de proiect care a fost prezentată, o parte din construcție urmează a fi construită pe teren municipal, care la fel nu au legalizat în nicio formă cu municipalitatea. Administrația aeroportului mizează pe susținerea și deschiderea autorităților în realizarea acestui proiect unic pentru Republica Moldova. Designul clădirii viitorului terminal, care arată ca o adevărată creație arhitecturală, a fost prezentat publicului la începutul anului. Construcția, cu o suprafață de până la 32.000 de metri pătrați, ar putea deservi anual 4,2 milioane de pasageri, cu posibilitatea de extindere în prima etapă până la 4,5 milioane de pasageri. Atât pentru această oră, vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere! Приехала в порядке.